absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București în 1973, dar a fost pasionat de muzică mai mult și a ales această carieră. Este compozitor, instrumentist, interpret și textier. A făcut parte din corul de copii al radiodifuziunii, a studiat la Școala Populară de Artă, a fost membru în trupele Mondial, Modern Group, a compus sute de melodii pe care le-a cântat singur sau în duet sau le-a încredințat și altor interpreți. Mihai Constantinescu este unul dintre artiștii foarte iubiți de copii, de tineri, de adulți, în egală măsură. Sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Sprintenă frumoasă, dacă o vezi, n-o poți uita. Mihai, pot spune că te știu de o viață. Da, așa mi se spune și pe stradă. Am crescut cu muzica dumneavoastră. Nu, nu, nu. Dar melodiile tale, atât din perioada adolescenței, tinereții, a maturității, le știu aproape pe toate. Sunt multe melodii, sute de melodii pe care le-ai adunat, Cam sunt. dar pe lângă aceste melodii și spectacole și emisiuni TV și radio, cred că ai adunat în cei peste 46 de ani de carieră și foarte multe amintiri. E adevărat, uite, dacă tot ai spus un număr impresionant, 46, wow! Am impresia că parcă nici n-au fost, am impresia că nu știu când au trecut și dacă mă strădui să încerc să-mi aduc de aminte de amintiri, sigur că sunt enorm de multe, nici nu știu pe care ar fi meritoriu să o spun, să o aduc în atenție. Sunt foarte, 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 foarte multe. În primul rând, trebuie menționat că și noi, la fel ca și generația din ziua de astăzi, ne luptăm foarte tare să ajungem undeva, să încercăm să ajungem pe o scenă, să fim văzuți, să fim remarcați și mai departe să încercăm să avem o carieră. Vezi, atunci problemele erau puțin altfel. Cei care erau mai mari decât noi ne puneau bețe în roate. Adică lasă tinerii să mai aștepte. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Au venit unii care spun, nu, domne, tinerii înainte, cei care nu mai sunt tineri, mai la spate. Nici nu știu cum e mai bine, de fapt nu asta mă interesează și nici nu vreau să povestesc subiectul ăsta. Mă gândesc că oricum viața e o mare luptă și în funcție de destinul fiecăruia ajungi sau nu ajungi. Eu mă gândesc să te ajut să răsfoim albumul tău cu amintiri, uitându-ne la niște fotografii din diferite perioade ale vieții artistice, și am să te rog să le comentăm împreună, Da, să ne da. povestești Mi-ar cum place era. și mie să am pozele alea. Cum era atunci, da? Tu ai devenit foarte cunoscut în momentul în care ai început să apari în emisiunile TV. Debutul tău la TV a fost în 71, într-o emisiune de divertisment. Chiar merită spus cum, dacă Da, timpul ne da. permite, spun și foarte repede. Deci, Titus Munteanu, care era și el un tânăr redactor muzical care tocmai terminase conservatorul de vreo 2 ani, a venit la Școala Populară de Artă și a vrut să asculte mai mulți cântăreți și într-o zi ne-am fixat să spun eu, o întâlnire la Școala Populară, a venit, ne-a auzit și după care am mers la vreo 2 zile în studio muzical în televiziune. Bine, el era un corepetitor de excepție și este, că există Marius, și am fost, el a venit cu noi ca și corepetitor, eu am fost eu și Olimpia. Și bineînțeles că Titus a preferat-o pe Olimpia, da? Cu melodia Păpușa, că așa, asta i-a plăcut lui în momentul ăla. Și eu văzând că într-un fel îmi dispare șansa, da? Țin minte că am ținut după el și l-am rugat așa, haide să facem o încercare, dacă
ai plăcere și ai încredere să mă bagi într-o emisiune de varietăți, că așa erau la vremea aia, emisiuni de varietăți, dacă iese bine și fac succes, poate merge mai departe. În caz contrar, renunță. Nu știu, a fost parcă de acord cu treaba asta, nu parcă sigur, și m-am trezit într-o emisiune de varietăți cu cei mai mari la vremea respectivă. Nu pot să spun ce emoții aveam. Nici nu știu cum am cântat, bine, rău, habar nu am, eram disperat de emoții, pentru că am fost un personaj foarte emotiv toată viața. Și țin minte că toată lumea și-a cântat ce a avut să-și cânte și eu am cântat melodiile Porumbița și Anotimpuri. Porumbița fiind o variantă românească a unei piese franțuzești și Anotimpuri era piesa mea. Vreau să spun ceva că am făcut 3 bisuri. Absolut incredibil pentru vremea aia și pentru un personaj care n-a păruse niciodată într-o emisiune de varietăți. După care, de aici a început povestea. Avem câteva imagini din astfel de emisiuni care la vremea respectivă au fost realizate de Alexandru Bocăneț și Titus Munteanu, cum da. Spuneai. Orchestra compozitorilor. Ești aici cu colegii tăi? Da, păi să la pian, mai bine. La pian era Horia. Horia Muculescu, da, Horia Muculescu. Horia, Marius, Marcel Dragomir, Mihai Dobrava, tu eu, cu chitara și la Tobi Ion Cristina. Da, mi-e foarte dor de câțiva dintre ei care practic nu mai sunt printre noi. Și ce să spun? Probabil că nu prea sunt cuvinte de spus. Asta e, nu ne rămâne decât să privim înapoi și să ne gândim înainte că trebuie să nu ne lăsăm, să muncim, să facem mai departe. Pentru că asta e viața, venim și plecăm. Cu plecare suntem toți obligați. Că vrem, că nu vrem. Da. Am făcut și un colaj din mai multe emisiuni. Spuneai că la vremea respectivă ai cântat în stânga sus ești cu Angela Similea, yeah. Olimpia și Margareta Păslaru. Mm-hmm. Alături este Marius, eu, celebrul Olimpia, trio formidabil, da. Marius, Olimpia, Mihai, ca și jos, da, iar în stânga jos ești cu Angela Similea. Da, da. Mm-hmm. Frumos. A fost odată ca niciodată. A cui a fost ideea înființării acestui trio? Păi ideea a fost a lui Titus Munteanu, pentru că el făcuse înainte un trio cu Anda Călugăreanu, cu Florian Pitiș și cu Dan Tufaru. Mie îmi plăcea trioul respectiv, nu știu ce s-a întâmplat și la un moment dat i-a venit o idee să facem noi un trio. Deci Marius, Olimpia și Mihai. Vreau să spun ceva. Și astăzi, dar și astăzi, incredibil, după atâta mar de vreme, sunt oameni care mă întreabă de Olimpia, mă întreabă de Marius, mă întreabă de ce nu încercăm să mai apărăm, de ce nu încercăm să refacem trio-ul, să, indiferent că anii au trecut, ce avem, fiecare vârsta care o avem, de ce nu încercăm să mai apărăm? Ia ca nu se poate, eu am spus, eu sunt de acord. Haideți, oricând cu plăcere, să facem ceva, că la urma urmei, sper că nu o să ne înjure nimeni. Și uite, îți dau un exemplu. Am fost la un spectacol la Sibiu, cred că prin primăvară, în Păltiniș, și era extrem de multă lume. Mă cred că au strigat mulți dintre ei, Marius, Olimpia, Mihai, și le-am cântat așa, normal. Marius, Olimpia și Mihai, de 3 ori cântec trio tinerețe, de 3 ori zâmbet și deloc tristețe, cu Marius, Olimpia și Mihai. E ca în dimineață. Dar... Și n-ai făcut vocalize. Nu, am niște mari probleme cu gâtul. Și vreau să spun ce a cântat foarte multă lume cu mine. Și am zis, dom'le, incredibil. Problema asta a început în 74, s-a terminat cam prin 77, după ce a murit Bocăneț, până în 78. Sunt aproape 40 de ani și oamenii țin minte acest trio. Ce a însemnat?
cum a fost, ce le-a plăcut, că și astăzi îmi pun întrebarea, ce a fost atât de fantastic atunci? Nu era nimic altceva, ăsta e cuvântul. Iar noi am făcut emisiuni foarte vesele, foarte drăguțe, foarte distractive. Stăteam în televiziune de dimineață până seara, nu se punea problema. Vrem bani, câți bani ne dați? Nici nu exista subiectul câți bani ne dați sau dacă ne dați bani. Da? Noi eram acolo că ne făcea plăcere să facem ce facem. Deci Marius scria muzica, am mai cântat și eu în diverse emisiuni cântece de ale mele, textele le făcea Ovidiu Dumitru și alte nume de răsunet la vremea respectivă, dar în principiu Ovidiu. Și așa, cum să spun eu, așa a fost să fie, să placă. Bocăneț, săracul, să străduia să facem filmări, să facem filmări cu bip, după bip preluam anumite lucruri. Erau stabilite întotdeauna locurile de filmare, lumină, totul era foarte bine pus la punct. Foarte bine pus la punct. E adevărat, lumina a luat cel mai mult, ca timp, da? Dar noi mergeam fericiți și stăteam 2 ore, 3 ore, 4 ore până când începea filmarea. Înnebuneam de așteptat, dar rezultatele erau frumoase și la urma urmei asta ne plăcea. Deci, în afara faptului că, să spunem, au rămas amintiri frumoase pentru cei care își mai aduc aminte, în rest nu putem să spunem că ne-am făcut case, ne-am cumpărat mașini, nici se punea problema de așa ceva. Deci era un capitol închis. Dincolo de trio, tu ai format și un duet muzical cu Olimpia. Aveți foarte multe melodii pe care le-ați cântat împreună. Wow. Aici sunteți la un concert. Cam tinerei. Cam foarte tinerei. Sunteți la un concert, da. Olimpia a fost, cel puțin pentru perioada respectivă, a fost o cântăreață extrem de talentată. Extrem, extrem de talentată. O fată care desena uluitor. Păi o copertă a unui disc de-al vostru bine, este acolo este ea. Un lucru chiar mic, efectiv mic. Dar Olimpia desena extraordinar, deci din alb-negru, deci din creion. Realiza și culoarea ochilor. Era aproape o poză. Efectiv o poză. Olimpia desena foarte multe lucruri și nu știu dacă astăzi mai are plăcerea respectivă sau răbdarea să mai facă, dar ea a făcut niște lucruri superbe. Singurul lucru care cred eu i-a lipsit Olimpiei, voința. Pentru că Olimpia putea să fie mare, 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 mare de tot. Și la un moment dat, sigur, au făcut un trio cu frații Romcescu, au plecat și a fost o perioadă în care a lipsit mult. Da. Și această lipsă prelungită a cam scos-o din cărți. Spuneam că de multe ori ai compus melodii pe care le-ai încredințat colegilor tăi interpreți. O astfel de melodie, Am visat, în 75 a obținut premiul 3 la Festivalul Șlagărilor de la Dresda. O cânta Corina. Da. Cu ce alți colegi mai colaborat dincolo de Olimpia, Marius? Păi cred că i-am scris ceva și Mirabelei. Am făcut și un duet cu ea foarte frumos. Apoi, nu știu de ce am fost cam static din punctul ăsta de vedere. Eu îmi făceam, eu cântam, da? Sunt convins că poate multe din piesele pe care eu le-am cântat, de exemplu cum a fost Am visat, pe care Corina l-a cântat senzațional, dacă le-ar fi cântat și alte voci, probabil că ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Nu știu să spun. Mi-e foarte greu să dau un răspuns la povestea asta. Parcă mi se părea mai comod să fac eu. Adică nu neapărat că eu vroiam să fiu, eu dau cu capul, eu centrez, eu bat gol și eu montez poarta. Nu. Nu asta era problema. Mi se părea mai repede dacă făceam eu. După aia, sigur că la vremea aceea, că la fel cum să facem o paralelă și cu ce se întâmplă astăzi, sunt tineri care încep undeva la o casă de discuri cu
tineri de-ai lor care le scriu piese și e foarte greu să iei pe cineva, hai, nu vrei să-ți dau eu ceva? Așa era și atunci. Da, erau compozitori care scriau piese pentru mulți dintre ei și atunci erau poate unii chiar mai greu de abordat. Nu vrei să-ți cânt și să-ți scriu și eu o piesă? Cam asta a fost problema. În rest, niciun altă. Probabil cea mai cunoscută piesă a ta a fost lansată în 79, cea dedicată copiilor și are o poveste. Ai compus-o pe stradă, din câte știu. Păi da. Așa e? Da, da. Spune-ne. Stai să spun de ce pe stradă. Practic, eu aveam refrenul pe care îl aveam imprimat acasă. Cumpărasem și eu un magnetofon și îmi imprimam pe el ca să nu le uit. Pentru că știi ceva, îți vin foarte multe idei și dacă nu le pui în momentul ăla undeva pe ceva și să revii asupra lor, nu le ții minte. Și a fost în 79 un spectacol mare la Sala Polivalentă dedicat Zilei Internaționale a Copiilor sau a Copilului, cum e mai corect spus. Și Titus mi-a zis, n-ai vrea și tu să scrii o piesă pentru copii? Și am zis, da, să încerc. Și cel mai greu lucru care mi s-a părut, sincer, a fost ce să spun în text. Ce să spun în text. Am plecat de la repetiție, eu stăteam în blocul de vis-a-vis de Parcul Tineretului astăzi, în Z2, deci al doilea bloc, și de la ieșirea din Sala Polivalentă până acasă, vreau să spun că eram absolut obsedat ce să spun, cum să spun, ce să fie ca să fie foarte cuprinzător. Și mi-a venit așa instantaneu, cum lucrurile care vin, să știi că alea sunt adevărate. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării. Pentru cine? Pentru copii. Efectiv, tot refrenul l-am făcut. Dom'le, am luat-o la fugă, acasă, am dat drumul la magnetofon, am luat chitară și am cântat refrenul să nu-l uit. Să nu cumva să-l uit. Și am mai căutat și am descoperit că aveam și prima parte. Și l-am făcut. Dar, sincer să fiu, eu n-am crezut că ăsta o să fie un cântec de referință. Nici nu mi-a trecut prin cap. L-am făcut, a ieșit frumos, a avut succes extraordinar, dar eu n-am crezut că el va rămâne prin timp un cântec așa de... Wow. Să-l cânte atâtea generații de copii. Nu. N-am crezut, ci vreau să spun ceva și astăzi place extraordinar. Bine, are o variantă făcută foarte modern, remixată. Extrem de modern. Și îmi pare rău că nu circulă varianta asta, dar dacă pe noi ne difuzează de joi până mai apoi sau aproape deloc, cum să ne mai duce o variantă care e foarte bună, nu? Nu bună, este extraordinară variantă. Asta e. Același lucru s-a întâmplat cu Susândel. I-am spus colegului meu, fii atent că piesa asta o să fie extraordinară. Și el mi-a zis, bă, nu prea cred eu că o să fie așa cum zici tu. Zic, bă, fii atent, o să fie nemaipomenită. Culmea, el a orchestrat piesa pentru prima oară, da? Și noi mergeam de la București la Constanța. Piesa, am scris-o în cabină la Lehliu Gară. Lehliu Gară. Am scris-o, noroc că aveam un reportofon mic. Și mi-a tras-o pe reportofon, că am zis, e clar, uit. Pentru că astea sunt inspirații, eu zic că nu le vin de undeva. Nu stai tu să le gândești, vai, vreau să fac eu ceva. Cum să fac? Păi am făcut bucățica asta, ia să vedem, mai pun încă ceva, nu-mi place, mai pun altceva. Nu. Când ai făcut un cântec ca ăsta, sigur n-are succes niciodată. Sau dacă, știu eu, ne întoarcem la ziua de astăzi, care sunt împinse de neață, de la auzi de 200-300 de ori pe un post de radio, zici, domnule, este extraordinar, că altceva nu mai auzi. Și n-ai termenul de comparație. Dar piesele care la prima rup, este clar că merg mai departe.
Și țin minte că am mers la Constanța, am imprimat, am încercat să repet piesa cu niște băieți cu care noi mergeam în turneu și am cântat-o la Teatrul de Vara din Sovejă. Teatrul era plin. Mai prost nu se poate cum am cântat-o, mai prost nu se poate cum am schimbat ei armoniile. Poți să crezi că am făcut 3 bisuri cu ea. Și după 2 ani, în 88, da, în 88 am fost la Chișinău ca să cântăm melodiile din filmul Maria Mirabela și după prima seară nu prea mi-a plăcut mie impactul așa. Era, dar nu era. Dar am fost cei trei. Răposata Anda cu Arcinel și cu mine. Dar mie nu prea mi-a plăcut. Plus că erau toți colegii din Basarabia, toți cântăreții. Nu știu, am zis, domnule, e ușor sărac. Și l-am rugat pe Doga, cel care scrisese muzica la film, și am mai vorbit și cu... Dar pe el l-am rugat, că de fapt era o serată. Ei cam așa făceau la vremea aia. O serată a unui compozitor cu toți cântăreții care au cântat muzică scrisă de el. Bine, el a scris și muzică de film, printre care Șatra, care e cel mai cunoscut, muzică simfonică extraordinară, deci un om de mare valoare din punctul ăsta de vedere. Și l-a rugat, zic, bă, lasă-mă și pe mine să cânt o melodie, doamne. Bă, știi că Mihai, dar lasă că știe, serata mea, nu știu ce, nu știu cum. Zic, te rog eu frumos, lasă-mă. Și a pus naiba să mă lase să cânt și am cântat Sosândea. S-a terminat totul. S-a terminat totul. Au mai fost încă 2 seri în care, bineînțeles, că am cântat-o, normal. Și după aia vreau să spun ceva. Eu cred că a fost cel mai tare cântec care a fost lansat vreodată acolo. 5 ani de zile, cântecul ăsta era așa. Dacă mergeau băieți să cânte la botezuri, la nunți, la nu știu ce, la petreceri, știi Susândeal? A, nu, bine, sunteți proști, nu vă iau. Așa îmi povesteau băieții. Eu nu-i dau la mine, că eu n-am de unde să știu, da? Deci asta a avut un impact devastator. Dar astea sunt cântece care vin. Sau vin, sau nu vin. Asta e tot. Deci nu mi-arog eu drepturi de mare talent. Nu. A venit și cu asta gata. Ai vorbit despre Teatru de Vară de la Mamaia. Avem o fotografie de la un festival, Mamaia, cu tine. Asta e Mamaia? Da. Păi da, frumos era. Și încă una. Aici aveai un duet cu Anastasia. Da. A, eram bronzat, ce da, frumos. Da, da, da. Și îmbrăcat în alb, da. Bravo, băiatul. Felicitări. Sunt din 96 fotografiile. Foarte 96 bine. Este festivalul... După care tu n-ai mai participat la Mamaia. Cred că nu. După ediția din 96 nu, și nici nu are niciun rost să particip la Mamaia. Bine, oricum Mamaia nu mai există. Este un festival în care nu mai există interes. Nu s-a mai implicat. Cine ar fi trebuit să se implice? Ministerul Culturii, Uniunea Compozitorilor, etc., posturi de radio. Deci este o chestiune moartă, pentru că acum avem Music Awards, da. Da, și asta e, lucruri vin, lucruri pleacă. Am mai vreme găsit. Vine, vreme trece, tu rămâi la toate rece. Căutând fotografii cu tine în arhiva Agerpres, am mai găsit 2 fotografii frumoase. Asta este tot din 96. La cu părul un... stăteam bine la spate, la în față, un... mai puțin. La un concert în aer liber, că ești undeva într-un parc. Se poate, da. Și încă una. Da. Nu îmi place poza aia, dar asta e. Asta am fost. An la rând, da. La televiziune, ai realizat emisiunea Badabanu. Da. Era o emisiune pentru copii, dar la care s-au și lansat mulți copii care ulterior au evoluat și au devenit cunoscuți. Avem o fotografie cu 2 fetițe drăgălașe, frumușele, care acum sunt artiste. Spune tu despre cine e vorba. Sus? Sus, stai puțin să mă uit. Sus este Andreea Bălan. Andreea Bălan, pe care am adus-o de la Ploiești, pentru că mi-a plăcut cum dansa atât de bine. Doamne, la vârsta aia avea cam 12 ani și
puțin, da? Dansa extraordinar. Și el mi-a făcut plăcere să vină. Și jos? Și jos este Adela Popescu, care astăzi Adeluța. Este și actriță. Da, bravo. Da. Deci înseamnă că am avut alegere bună. Ai avut bună, bună, bun, da. Bun. Și de fapt știu că tu te-ai ocupat multă vreme de promovarea copiilor, te-ai ocupat vreau să de spun educația ceva. Atunci muzicală. Atunci când văd un copil talentat, dar talentat e și din comun de talent, chiar îmi pare rău să nu pot face pentru el ceva. Dar din păcate acum nu prea mai ai ce să faci, nu prea mai ai cu cine vorbi, pentru că au apărut o grămadă de foarte mulți alți oameni care chiar nu fac nimic pentru ei. Nu prea mai ai unde să-i duci. Totul se desfășoară online. Ce înseamnă online? Pui un copil cu un cântec frumos și în funcție de ce vizualizări ai, înseamnă că e bun sau nu e bun. Nu. Un om trebuie să fie văzut pe micul ecran. Ori emisiuni muzicale nu mai sunt. Emisiuni cu excepția acestui Next Star, da? Vis-a-vis de care am cuvinte de laudă, dar am și rețineri în același timp. Am și rețineri. Pentru că lăsând la o parte copiii de excepție care realmente apar acolo, nu toți dintre ei pot să facă mai departe ceva. Din motive obiective. Primul motiv este banul. Clar. Banul și probabil relațiile pe care le au părinții pe mai departe. Ori dacă totul se judecă prin bani, atunci nu are sens să vorbim de talent. Asta e părerea mea, dar nu am ce să comentez pentru că asta e situația, ce să fac. Da? Nici Adela și nici Andreea nu s-a pus vreodată problema de vreun ban. Am vorbit frumos, haide să venim, haide să le ajutăm, pe fetele astea sunt extraordinare. Uite că ele au fost extraordinare prin însă și au reprezentat ele, nu prin banii pe care i-ar fi dat mama sau tata. Mama și tata n-au dat nimic. Da, pentru că sunt talentate. Asta e tot. S-au dezvoltat frumos, fiecare în felul ei. Bravo! Înainte de 90, ai fost în câteva turnee, în Germania, în Statele Unite și în alte țări din vestul Europei. Nu, n-am fost înainte de 90. În după America. 90? După 90. Cum erau turneele de la acea vreme? Că acum nu prea mai sunt turnee, din păcate. Nu, acum sunt doar câțiva oameni care merg de cel puțin 10-15 ani numai aceiași și cred că lumea e suficient de sătulă. Pentru că în final, dacă o să mergi să vezi o scrisoare pierdută de 100 de ori, dar nu te mai duci la ea de niciun fel. Este doar un prilej de întâlnire între români sau între românii care mai au disponibilitate să vină și să se întâlnească. Sigur, e mult mai bine să duci artiști diferiți, nu? Nu în fiecare an aceeași, pentru că nu are sens. Asta e părerea mea, dar mă rog. Nu mai zic nimic. Eu când am fost prima oară, țin minte că am avut parte de un public fabulos la New York. S-a cântat într-o filarmonică. Bine, sunetul nu a fost de, să zici, wow, ce sunet. Slăbuț. Pentru America nu slăbuț. Slăbuț. Dar am cântat o piesă care, din păcate, în România n-a prea fost difuzată decât o dată sau de două ori. N-am înțeles niciodată de ce. M-a rugat un copil la Revoluție pe stradă, pe Dorobanți, ce domnul Constantinescu, uitați ce se întâmplă, ce vede, să scrieți o melodie. Atât. Cred că avea băiatul 17-18 ani. Și nu știu, așa m-a pătruns foarte tare. Și m-am dus acasă și am făcut o piesă, zic eu, cu un text fenomenal. Fenomenal și melodia foarte frumoasă. Am imprimat-o, imprimarea nu suna așa cum mi-aș fi dorit eu, dar asta este, astea erau tonurile, s-a făcut în grabă. Important era că era foarte frumoasă și avea mesaj și nemaipomenit pentru... Se numea Flori pentru Eroi. Și n-am să uit, era în sală, numai oameni cu camere de luat vederi. În primul rând era preotul, nu mai știu cine,
Și cât am cântat melodia, toată lumea a stat în picioare, au plâns să rupă, am plâns și eu că nu mai puteam să mai cânt, pentru că discutam despre niște oameni care au murit cum au murit. Da? Și era foarte frumos și mesajul extraordinar. Deci m-am bucurat foarte mult că mesajul ăsta a fost mult mai pătrunzător în afara țării decât în țară. Iar eu îi consider pe copiii care și-au pierdut practic viața, ei sunt eroi, nu? Ei n-au știut absolut nimic unde se duc și de ce trebuie să moară, pentru ce. Cam asta e. Dar sunt multe de spus și de povestit. Dacă nu mai... cred că este timpul necesar. Nu, despre turnee ne mai poți povesti? Dacă mai ai amintiri frumoase, haioase? Sunt amintiri frumoase din țară, de peste tot. Ce să spun? Sunt multe locuri de povesti. Nici nu știu cu care să încep. De exemplu, au fost ani în care, circulându-se cu soț și fără soț, deci nu se puteau face turnee. Vorbim despre numărul de matriculare de la da, mașină. Da, 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 normal. Așa. Am avut ocazia să colaborăm cu un domn deosebit de drăguț din Târgu Mureș, care inițial a fost dansator profesionist la ansamblu Mureșu și după aia, din anumite motive, s-a retras și a început să fie organizator. Țin minte că am jucat două ierni, județul Mureș cap-coadă și a doua iarnă, iarăși cap-coadă, că cineva de la OJT ne pusese la dispoziție un microbus cu care puteam să circulăm. Da? Doamne, ce a putut să fie? Era în sală, nu frig, os. Era mai plăcut afară decât în sală. Sălile erau arhipline, spre după jumătatea spectacolului deja curgea apă pe pereți, nu pleca nimeni, toți stăteau și toți erau fericiți să ne vadă. Dacă n-aveai mânușe, îți îngheța mâna pe microfon, normal, dar a fost atât de frumos. Toată lumea ne aștepta cu zacuscă, pălincă, pâinică și uneori brânză. Și ne aducea la cabină, unde era câte un godin în care băgam lemne, dar vreau să spun ceva, nu frumos a fost extraordinar. Nu poți să uiți așa ceva. Nu poți să uiți așa ceva. Da? Deci s-a găsit o soluție ca să facem treabă, să muncim. Concluzia, dacă vrei, poți. Și voi atunci mergeați și în orașe mici, și în orașe mari, în comune, tot și în comune, da? Cămine culturale. Unde vreau să spun ceva, nu încălzea nimeni nimic, cine ce să încălzească, doar o biată cabină unde ne înghesuiam toți ca să nu stăm să murim de frig. Dacă cu dezbrăcatul ce costume, nu puteai să te îmbraci. Nu se putea. Sau afară, sau în sală, tot acolo. Am găsit câteva fotografii în care ești în ipostaza de cetățean implicat în foarte multe acțiuni civice. Ce anume te-a determinat să te alături unor astfel de manifestări? Uite, aici avem o fotografie de la Craiova, unde era o manifestare pentru bocrotirea animalelor. Bine. Bineînțeles că ești înconjurat de copii. Tu întotdeauna ești înconjurat de copii. Ce să fac? Vezi, uite, e un lucru extraordinar. Apropo de copii, și să-ți spun, deci, până să apară O lume minunată, au venit la mine pe scenă, zic eu, la fiecare spectacol, cel puțin când aveam la sală de sport, câte 50-60 de copii. Eu primeam flori și le luam din scenă, uneori venea cineva în glumă cu câte o roabă, da? Ca să le punem o roabă să nu le stricăm. Erau șiruri la primele trei piese, 20-25 de copii, 20-25 de copii. Mai veneau și fete mai mari sau mămicuțe, da? Dar nu știu ce le-a plăcut lor la mine, că noi nu mergeam în sală să spună, hai să vină copiii. Ei veneau de la sine. Și după O lume minunată a fost tragedie. N-am mai putut să mai cânt nimic decât cântece de copii, după aia a apărut Haideți la joacă și... Da. Tot în 2007, o campanie
diversitate, o șansă în plus pentru viitor. Deci, cum îți spun, ești la foarte, ai fost prezent la foarte multe manifestări. Dar mie totdeauna mi-a plăcut să mă implic. Totdeauna mi s-a părut normal ca un artist să facă așa ceva. Dar vezi tu, astăzi ne e foarte greu să mai vorbim despre așa ceva. Deci dacă mergi undeva să faci un lucru frumos, umanitar, să ajuți pe cineva, mi se pare normal să te duci tu fără cameră de luat vedere. Acum trebuie să vină camera de luat vedere să-l arate pe sau nu știu pe cine. Ai văzut, domne, ce a făcut? Bă, dacă vrei să o faci, fă-o din inimă. Dar fă-o din inimă. Bine, și voi fiind persoane publice, sunteți și formatori de opinie și probabil că și ăsta este un rost uneori, dacă vrei să spui lucruri bune, lucruri frumoase, lucruri normale, lucruri firești, lucruri de bun simț, lucruri de respect, nu mai ești interesant. Dacă n-ai un scandal, dacă nu te-ai scuipat cu cineva, dacă nu te-ai certat cu cineva, dacă n-ai făcut o mare vorboață, nu te bagă nimeni în seamă. Ce trist! Eu zic că mai sunt și oameni care apreciază. Da, dar oamenii ăia, din nefericire, nu poți să ajungi la ei, pentru că înainte de toate, când deschid ceva, văd altceva. Asta e tot. Aici ești la o competiție auto cu mașinile ecologice, cu ești chiar pe punctul mașini de... Mașini ecologice? Da, da. VIP Eco Challenge. Ia uite, și eu nu știu. Nu ți-amintești? Nu. 2009. Mașini ecologice. Pe când au venit aceste mașini ecologice? Că eu am văzut una care m-a speriat cât costa. 35 de mii de euro. O mașinuță mică. Când au venit în țară? Au venit. Au apărut câteva modele și la noi mai de mult. Și văd că ai participat și tu la această competiție, m-a la un raliu. Mulțumesc. Iar fotografia asta este atât de drăguță. Oh, dar ce frumos are pe față. Ce aveam atunci? Da, ții un cățeluș în brațe. Știu ce aveam pe față atunci. Cred că am avut niște probleme cu niște pete și tot mai le scosesem. Și am zis că nu pot să merg. Haide, domne, vino. Asta e din 2011. Da. Era tot o acțiune pentru protecția animalelor. Cum să spun? Tot respectul pentru animale și haideți să ne gândim de fapt ce apare mai nou pe internet. Ce lucruri uluitoare apar despre animale și cu animale, cu animăluțe, cu pisicuțe, cu animale, cu căței. Am mai văzut o secvență cu un leu care... avea grijă de o căprioară, în loc să o mănânce, avea grijă de ea și multe alte lucruri. Și ajung la concluzia că, de fapt, marele progres care s-a făcut, vezi, Doamne, că trecem în altă dimensiune și Pământul într-o altă vibrație, mi-e teamă că trecerea au făcut-o animalele și nu oamenii. Nu vreau să fiu critic. Remarc. Da. Este doar o remarcă. Da. Am ales două fotografii de la un moment, și fotografiile sunt frumoase, dar și momentul a fost foarte frumos. În 2009, spectacolul s-a numit O lume minunată, spectacolul dedicat ție la împlinirea a 40 de ani de carieră. Aici avem o fotografie cu tine. Da. Păi, dar urât ești. Da. Aici aveam cam... Da, mă rog. Bine că s-a făcut, bine că s-a ținut. Și aici cu vechea ta prietenă și colaboratoare de la Badaban, Ancuța, nu? Da. Cu Ancuța și cu băiatul ei, Radu. Au participat... Vai, ce mare s-a făcut, Radu, l-am au văzut asta mare. E de nerecunoscut. Mulți artiști au participat la acest spectacol aniversar. Nu? Margareta, Mihaela, Mihai... Da, eu i-am invitat și... Bine, unii au vrut, alții... s-au codit, alții până la urmă au venit. În fine, important e că s-a ținut și că a fost, zic eu, un spectacol reușit. Un spectacol frumos, da. Știu că am fost și eu. Ceea ce mi-ar face plăcere, să mai pot să fac
nu neapărat o magie, un spectacol, un spectacol, că la urma urmei, de exemplu, am fost la Sala Palatului și am urmărit și eu prezența unor, să spunem, celebrități, da? Unele chiar foarte mari. Am fost la concertul lui Tom Jones, am fost la concertul lui Adam Moe, am fost la concertul lui Toto Cotugno, la concertul lui Gianni Morandi. Am fost să văd și eu cum arată oamenii. Care e manifestarea lor pe scenă, ce, cum și în ce fel. Să știi că două concerte mi s-au părut extraordinar de reușite, al lui Adam Moe și al lui Toto Cotugno, vis-a-vis de impactul la public. Eu vorbesc despre asta, nu discut despre alte lucruri. Impactul la public. Uluitor, cel puțin Adam a avut un impact la public incredibil, dar absolut incredibil. A venit un personaj extrem de modest, extrem de drăguț, extrem de jovial, extrem de binevoitor. Super! Super! Felicitări! Mă uitam pe discografia ta și am constatat că sunt atâtea albume, discuri, cum le spuneam înainte, când apăreau pe vinil. Asta e așa, asta era. Iubiți-ne că suntem flori. Marius Olimpia Mihai, Un zâmbet o floare. Speranță, Hei copilărie, Te caut mereu, Sus în deal, Sunt un om obișnuit. Păi da, pe fiecare album erau vreo 17-18 piese. Da, da, da. Bine, era una care dădea, să spunem, titlul. La est și vest de Prut. Vai, ce piesă frumoasă. Maria, celebra Maria, pe care o știm foarte bine. Anotimpurile, Samba Samba, pe care l-ai lansat în 2001, ceva de genul ăsta. Nu mă știu. Pe urmă, mai revenind spre vremurile mai apropiate, în 2011, o colecție de albume, parte din viața mea, în care ai reunit patru... Sunt 73 de piese. Da, da, ai reunit foarte frumos, albume. Dar vezi, îmi pare rău că la vremea aia spuneau, domne, nu se poate să pune pe piață, că o să fie prea scump, că ce preț să punem, ce nu știu ce... Nu știu, nu-mi place să spun lucruri care nu sunt cele mai fericite, dar unele chiar vreau să le spun. N-am înțeles niciodată de ce eu am fost unul dintre cei care am rămas un fel de lup singuratic și m-am luptat cu toți ceilalți. N-am înțeles niciodată de ce. N-am dorit decât bine tuturor și am avut un sfat pentru noi toți din această breaslă, cum ar fi normal să fie, da? Și le-am spus, chiar dacă noi nu ne iubim uneori, sau chiar dacă noi avem, știu eu, o gelozie unii pe ceilalți, alții din afară nu trebuie să știe treaba asta niciodată. Pentru că noi reprezentăm această breaslă. Cred că am vorbit cu mai mulți pereți, sau cu foarte mulți pereți, nimeni n-a înțeles nimic. Și s-au comportat, de fapt, total invers. Păcat. Da. Tu și de curând ai lansat niște piese, eu știu două dintre ele, Și te-am iubit și piesa Așa și așa. Da. Anul trecut le-ai lansat? Sau nu, chiar în 2014? Nu, în 2014, în decembrie. Decembrie. Da. Vorbind despre albumele tale, avem fotografii de la două lansări. Aici, lansarea albumului Anotimpuri, în 96, evident că ești înconjurat de copii, sunt două fotografii. Cum spuneam și mai devreme, unde ești tu, sunt și copiii. Este alegerea lor. Eu mă gândesc, sau m-am gândit întotdeauna, de ce copiii au venit atât de mult împrejurul meu. Și am găsit după un răspuns. Copiii simt... Când copiii cineva simt dacă iubește. Cineva este bun. Da. Sau și tu poate iubești copiii. Tu iubești dar copiii. Iubesc și pe oameni, chiar dacă uneori sunt răi. Da? Chiar dacă uneori n-ar trebui să iubești, da? Dar iubesc pentru că la un loc toți, m-au ajutat ca eu să exist. Și eu mulțumesc pentru treaba asta. Dacă nu exista iubirea oamenilor, nu existam nici eu. Și asta este un lucru extraordinar. Așa că fiecare cum consideră, fiecare cum crede, important este dacă există un sumum de mai bine
vis-a-vis de cei care, să spunem, ar fi împotrivă sau nu te agrează. Pentru că nu se poate să te iubească toată lumea. Este absolut imposibil. Trebuie să fii cel puțin, hai să spunem, drăgălaș, nebunică, să crezi că te poate iubi toată lumea. Există și oameni care nu te plac. Ceea ce mi se pare foarte normal. Altă lansare. În 1999, albumul O lume minunată. Aici sunt afișele de la muzica. Eu n-am un afiș. Iar aici, tu, cu Anastasia și, bineînțeles, scena plină de copii. Ce-o fi când Daniel? Ah, era cu Rostar în spate. Da. Copiii vin pe scenă, cel puțin în ultima perioadă, vin pe scenă și toți vor din prima. O lume minunată! O lume... Stați puțin să mai ascultăm și alte cântece și la final cântăm și o lume minunată. O fotografie mai recentă, asta este din 2013, la gala premiilor anuale ale revistei Actualitatea Muzicală. Ești alături de doi compozitori. George Natsis, Joel Chereșteri. Ce eram așa de trist Nico. Acolo? Nu știu. Băiatule. Nu știu. Nu, cred că eram serios. Nu știam că cine mă face poză ca să zâmbesc. Florian Lungu, nu? Da. Spuneai într-un interviu că arta ca și sportul se bazează pe competiție. Ai avut vreun moment în care ai regretat că ai renunțat la sport și ai ales muzica? Nu, categoric nu. Dacă aș fi avut 20 de centimetri mai mult decât am, da, cred eu că aș fi putut să fac performanță în atletism. În atletism. Da. Dar dacă nu i-ai, sau chiar 25 de centimetri în plus, să fi avut 1,85 m, 86, 87, era o treabă. Da. La 1,69 m, nu prea ai ce competiție să faci, decât știu eu, să fiu un titirez sau să fiu un foarte mare gimnast, pentru că ai segmentele mai scurte și poți să fii un mare gimnast. Dacă să faci atletism cu înălțimea asta, e foarte complicat. Teribil de complicat. Am pregătit un set de fotografii în care apari alături de colegi de-ai tăi, colegi de breaslă. Povestește-ne ceva de la evenimentele respective. Aici este lansarea albumului Parada Vedetelor în concert, scris de Marius. Ești chiar lângă Silvia Dumitrescu. Da, dar nu știu unde a fost pus asta. A făcut la când muzica. Și-a lansat? La muzica. A, la muzica? Da, da. Că știu că și-a lansat Marius un album de-al lui și o carte. Undeva la Romexpo. La Gaudeamus. Asta a fost mai recent. Asta este o fotografie din 98. Ah. Da. Ce pot să spun? Mă bucur pentru fiecare în parte, sincer. Și în mod special pentru... Bine, noi eram spectatori acolo. Nu, voi cântați câte o piesă pe albumul lui. Parada Vedetelor în concert era... Da, eu am cântat era de la el o piesă care a plăcut mult cândva. Da, am da, alergat da. După ăsta. Ai văzut? Uh-huh. Deci e vorba despre piese compuse de el și cântate de voi. De asta ați fost invitați. Da. Aici ești alături de o tânără care s-a lansat de curând, Celia. E foarte, foarte frumoasă. La un eveniment, Dinner in the Sky. E foarte, foarte frumoasă și a început foarte bine. Nu știu unde mai este acum. Mai lansează din când în când, așa, o dată pe an, mai văd. Sau a devenit mai mică. Pe YouTube, nu știu. Știu că s-a căsătorit. Aici ești tot alături de vechea ta prietenă, Anca. Cuța. Da, asta e o poză mai frumoșucă. Asta este Ancuța din 2009. Înaltă, așa, și dacă și mai pune și tocuri, te rupe. Din 2009 erați la lansarea unui album al Mirabelei. Constat că voi, artiștii, care sunteți din aceeași generație, parcă erați mai buni colegi și mai buni prieteni față de ce se întâmplă acum. Greșesc?
Vreau să spun ceva. În general, mai mult astăzi decât cândva odată, lucrurile sunt mai mult foarte clare și pe față. Adică, domnule, dacă nu te sufăr, nu stau să o ascund prea mult. Îți spun, bă, nu-mi place de tine și cu asta gata, e bine. Ce poate să mi se întâmple? Altă dată eram mai reținut și veneam cu fiecare dintre noi a venit cu totul altă educație. Adică dacă nu-ți place cineva, dacă nu-ți convine ceva, dacă ceva nu e așa, să spunem, cum ți-ai dorit tu sau pe placul tău, acum totul este pe față, este junglă. Este efectiv o junglă. Nu știu dacă cei tineri din generația asta, că n-am stat printre ei, au sentimente frumoase unii față de ceilalți, dar în privința faptului că această meserie este o meserie deschisă, este o meserie în care, când ai șansa să te așezi în fața publicului, deci publicul, în funcție de ce îi place, se manifestă sau nu se manifestă. La unii aplaudă mai mulți, la alții aplaudă mai puțin. Sigur că în sufletul celui care este aplaudat mai puțin, se naște o gelozie. Da, de ce el și de ce nu eu? Asta este un lucru pe care nu-l putem rezolva noi. Eu nu pot să spun unor spectatori, vă rog eu frumos, aplaudați-mă mult, mai puțin. Dar ce am făcut? Lăsați că vine după mine nu știu cine. Aplaudați și pe el mai tare. Vezi, aici este o mare problemă și o chestiune care ar trebui înțeleasă. Puneți întrebarea, tu, care ești mai puțin aplaudat, ce îți lipsește? Aici nu mă refer la voce. Mi se pare mult mai esențial repertoriu. Da? Pentru că, în principiu, repertoriu, în cazul nostru, te face mare sau te mai coboară. Sau te ridică undeva în slăvi. Lăsând la o parte spatele, managementul și atâtea alte lucruri. Dar în momentul în care ai piese bune, vă dau un exemplu, când a fost Tom Jones la Brașov și mulți ați concurenți buni și mari, care încă nu erau, veniseră să concureze la un festival, dar unii erau și în recital, a venit cineva, nu știu de unde, și a avut o idee foarte bună. Și i-a întrebat, ce piesă știi de la Tom Jones? Ce piesă știi de la Tom Jones? Poți să-mi fredonezi o melodie care a lansat-o Tom Jones? Vreau să spun ceva, toți știau. Deci în momentul în care știi repertoriul cuiva, înseamnă că acel cineva reprezintă ceva. Da? În momentul în care nu știi, de exemplu, sunt acum mulți cântăreți, noi, cântăreți, cântărețe, și îi întreb pe oameni, domne, fluieră-mi și mie, sau spune-mi și mie. Fredonează ceva. Păi nu știu. Păi dacă spui, păi nu știu, înseamnă că n-a avut impactul necesar să ajungă și la tine. Bine, sunt mulți, sunt extrem de mulți, și nu toți beneficiază de această difuzare sălbatică de care beneficiază unii și alții deloc. Aici este foarte important. Cum ajung să fiu pe radio? Iar ca să ajungi să fii pe radio, pentru treaba asta sunt probabil multe alte lucruri și multe alte ingrediente pe care eu nu le cunosc în momentul de față, pentru că noi, ca să fim difuzați cândva la radio, nu mergeam să dăm bani. Punct. Ce ți se spune cel mai des pe stradă când te întâlnești cu oamenii care ce mai fac? Te cunosc și care îți iubesc muzica? Ce mai fac? Cum dacă mă simt bine, și le spun tuturor de la Fenomenal în sus, am crescut cu muzica dumneavoastră, asta este un fel de 70%. Am crescut cu muzica dumneavoastră, nu mă refer la oameni, să spunem, foarte în vârstă. E adevărat, sunt și tineri care să spun au 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani și abar n-au cine ești. Dar n-am nicio pretenție. Nu știu. Sunt unii chiar știu și își anunță grupul, uite-l pe ăla. Pentru că probabil de acasă au auzit, au aflat și atunci știu, domne, cu tărică e ăla,
Da? Și atunci îi anunță pe ceilalți, unii se uită cu atenție, alții nu. Dar nu poți să ai pretenție, sub nicio formă, la cei tineri care au telefoane extraordinare, pe care interesează doar privit un telefon, socializare mult mai puțină. Ei se întâlnesc la școală și când pleacă de la școală, după care nu știu ce fac. Sau când se întâlnesc undeva unde vin toți, fumează și se uită în telefon. Știu eu că... i-am urmărit fără să vreau că merg într-un loc și lângă locul respectiv sunt copii care vin și asta este generația. Deci nu avem de comentat nimic, nu avem ce să spunem. Eu, foarte multor oameni care se spun, sunt puțin mai în vârstă, da, domnul Constantinescu, că uitați ce fac și așa și pădicul. Da, să vă dau un exemplu. Acum 20 de ani beneficiam fiecare dintre noi de un telefon foarte inteligent cu care să putem vorbi cu oricine pe planetă instantaneu și să-l și vedem. Ne-am gândit vreodată la așa ceva? Gândiți-vă, copiii ăștia se nasc cu așa ceva. Deci e clar că ei sunt total diferiți față de ce am fost noi. Din cauza asta nu mai există nici o școală serioasă, nici multe alte lucruri serioase, pentru că toate informațiile le găsești. Dai pe și găsești despre cum, așa și pe dincolo. Deci lumea s-a schimbat foarte tare. În 20 de ani lumea s-a schimbat enorm și probabil încă 20 de ani de acum încolo, lumea va fi total diferită. Nu o să mai avem nici telefoane, nici laptopuri, nici nimic. O să facem așa cu mâna și o să... Păi da, asta este, pentru că asta este evoluția. Și atunci, obligatoriu, trebuie să te gândești că acei copii care se vor naște vor trebui să fie altfel. Uite, dau și eu de exemplu acest caz mediatizat a familiei Bodnariu din Norvegia. Da? Sunt două lumi, două societăți diferite, cu principii total diferite, care spun așa, dacă fetița mai mare a venit la școală și a spus, pe tata mi-a dat o palmă la fund, nenorocire, vai ce a făcut tata sau vai ce a făcut mama, sau a ridicat glasul la mine. Păi, nu poți să fii sclav unui copil. Să naște o întrebare, cine pe cine educă, ou pe găină sau găină pe ou? Deci dacă copiii trebuie să-și educe părinții, atunci câți ani ai? 5, te rog frumos, treci la catedră, ia învață-mă pe mine. Nu se poate așa. Trebuie să existe un echilibru la mijloc și trebuie să existe, eu nu sunt de acord să-i bați pe copii, să le vorbești urât, să îi jignești, să le rupi urechile, să le dai la palmă. Sau, nu sunt deloc de acord cu treaba asta. Dar un copil trebuie să te respecte și să știe că tu ești cel care l-ai născut și până la o vârstă de, în mod firesc și ca o regulă normală, trebuie să asculte pe tine pentru că tu ești mama și tata și tu îi vrei binele. Și tu vrei să le duci către bine. Nu discut de familii care sunt dezorganizate, unde se întâmplă lucruri care, abominabile, care n-au sens să le comentăm. Mă refer de familiile normale. Deci dacă un copil vine și face o glumă și spune vai, mi-a dat mama o palmă la fund, vine protecția copilului și ia toți copiii. Asta mi se pare inadmisibil sub toate formele. Știu că în luna martie va avea loc acel spectacol 80 la putere, care a fost amânat din toamnă pentru că a fost gala chapeau pentru Gabriel Cotabiță. Tu ai participat și atunci și știu că vei participa și la spectacolul 80 la putere. Da, am niște rețineri. Ce? Am niște mari rețineri. Vreau să te întreb, ce părere ai despre acest gen de spectacole în care se adună vechii artiști, cei care au foarte spus bună. Ceva de în exemplu, muzica m-am uitat, românească? M-am uitat la comentariile spectacolelor care au fost organizate la Sibiu, pe plan local, dar cu diversi artiști de generație mai apropiată, în care toată lumea spune, da, de ce? Da, de ce numai acolo? Da, vrem să vedem și noi, da, vrem să venim și noi, să se organizeze mai de spectacole de genul ăsta. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Lumea nu se împarte între până la 25, la 25 încolo. Oamenii sunt așa, bă, vrei să-l vezi pe cutare? Te duci. Nu vrei? Nu te duci. Da?
Nu înțeleg, asta e un fel de discriminare, dar de prost gust. Dom'le, lasă-l pe om să aleagă. Da? Deci dacă tu mi-impui, deci numai asta și asta nu, atunci înseamnă că există o discriminare la mijloc și anumiți oameni sunt privați de plăcerile lor. Nu? Poate tu la 15 ani vrei să te duci și să fii numai în club, sau la 18 ani, sau la 20, și eu care am 40, eu nu pot să merg la un grătar cu prietenii să-mi pun muzica care mi-o doresc. Că nu mă lași tu. Nu, nu mi se pare normal. Ori trebuie să existe o toleranță pentru absolut orice. Nu? Da, eu mi-aș dori să fie. De exemplu, cum ar fi fost, să zicem, invitația mea aici la voi, de mi-a făcut mare plăcere să vin, mai ales că aveți atâtea lucruri senzaționale, și să spui, păi da, noi am vrut să venim, să facem niște poze, să filmăm, dar îmi pare rău, fotograful nu este, cameramanii au plecat, hai să facem un interviu. Ce mai faceți, doamne? Nu? Nu se poate așa. Lucrurile trebuie să făcute cu spirit serios de profesionalism și cu spirit de răspundere și dacă vrem să facem ceva, să rămână ceva, trebuie să existe toată lumea și toată echipa să facem un lucru bun. Ori îl facem, ori nu îl facem. Părerea mea. Corect. Deci ți-au plăcut fotografiile noastre? Foarte frumoase. Dacă ți-au plăcut, ți le facem cadou, că recent a fost ziua ta. Da. Îți spunem la mulți ani. Sărut, să fii sănătos. La mulți ani tuturor. Să-ți meargă bine. La fel. Să compui în continuare la fel de frumos. Nu mă las. Să nu te lași. Nu. Și îți mulțumim că ai ajuns. Dacă la mai noi. Merge. Merge, mintea. Merge și mâna pe chitară, merge și merg. Mâna pe creion să faci versurile, sunt convinsă asta că vei problemă. Face. O altă, există o altă problemă, dar nu vreau să spun că nu. Îți mulțumesc din suflet că ai tot venit, dragul. Mi-a făcut mulțumesc mare plăcere să ne aducem aminte de perioade frumoase și îți doresc să-ți meargă bine. Mulțumesc, să rămână. La mulți ani. La fel.